Începând de azi și până în 22 aprilie, în fața maternității arădene, mai multe persoane au purtat în mâini pancarte împotriva avorturilor. Este vorba de o acțiune de pichetare pentru viață. Chiar dacă afară a fost destul de rece, echipa de pichetare nu s-a lăsat deznădăjduită. Avortul ucide. Vreau să trăiesc. Regret că am făcut avort. Sunt doar câteva dintre mesajele afișate pe pancartele purtate de membrii echipei de pichetare. Un medic ginecolog care își desfășoară activitatea la maternitatea arădeană a ieșit din spital și a stat de vorbă cu protestatarii. Le-a spus că le împărtășește punctul de vedere, dar legea îi obligă pe doctori să facă avorturi. În consecință, a sugerat echipei de pichetare să se mute în fața Parlamentului, acolo unde se fac legile, scrie aradon.ro. Cu toate acestea, protestatarii au promis că au de gând să picheteze maternul zilnic, timp de 2 ore, pentru încetarea avorturilor. Potrivit Asociației de Protestatari, maternitatea arădeană efectuează 85 de avorturi în fiecare lună. Pentru o situație reală, însă, care cuprinde și operațiunile efectuate la cabinetele private, numărul acestora ar trebui înmulțit cu 4. Rezultă așadar peste 300 de avorturi efectuate lunar, adică peste 300 de copii nenăscuți.